spună, nu văd exact care au fost motivele, eu n-am primit încă documentele respective. Mă repet, orice demisie se face pe baza unor criterii de performanță în management. De fiecare dată aceste criterii sunt adoptate de către Consiliul de Administrație și sunt verificate de către Consiliul de Administrație dacă sunt îndeplinite. Nu înțeleg ce s-a întâmplat de la ultima aprobare a acestor criterii și până în prezent. Poate fi atacat în un fel actul respectiv? Persoanele care se consideră neîndreptățite de astfel de decizie, bineînțeles că pot ataca în instanță.